Zilele acestea au început lucrările de reamenajare pe strada Sării. Astfel se va reduce lățimea trotuarului, iar șoseaua va fi redimensionată. Modernizarea zonei se va face în două etape, astfel că până la iarnă, porțiunea de drum de la intersecția cu strada Școlii până la cea cu străzile Râului și Duzilor va fi funcțională. Trebuie menționat că oficialitățile au făcut eforturi pentru a grăbi lucrările astfel încât să se poată circula normal pe porțiunea amintită înainte de venirea zăpezii. Este vorba de modernizarea străzii Sării, de la intersecția cu Școlii până la intersecția cu Râului și Duzilor, deci la Manghezii. În anul acesta facem această etapă de la intersecția cu Piața Mică până în sus. Am concentrat aici, adică am avut rugămintea să fie concentrate eforturi aici destul de, și forțe de muncă destul de multă ca să pot să termin până la iarnă această porțiune. Cea de-a doua fază a proiectului va include construirea unui sens giratoriu în zona unde, în prezent, există intersecția semaforizată a străzilor Sării, Gării și Râului. Anul viitor să se lărgească podul de la IREM, hai să zicem așa, și partea de jos până la intersecție, acolo unde va veni sensul giratoriu, aceste lucrări vor fi făcute anul viitor. Valoarea proiectului depășește 2.500.000 de lei, iar banii provin de la bugetul local. Chiar dacă lucrările restricționează traficul din zonă, reghinenii sunt entuziasmați, pentru că, spun ei, aceste lucrări erau necesare. Păi e chiar indicat pentru așa ceva. De mult timp să trecea oricine a trecut, arăta foarte urât, să știți. Acum, da, ar trebui. Credeți că e util? Absolut, absolut. Îmi pare bine că se rezolvă problema asta. Credeți că era foarte, da, sigur. Păi era și timpul, cred că o să fie favorabil orașului. Era necesar? Da, era foarte distrus. Conform studiului de trafic efectuat pentru proiectul aflat deja în derulare, prin această investiție se urmărește fluidizarea circulației în zona rutieră cea mai aglomerată din oraș. Totodată, municipalitatea face apel la înțelegere din partea reghinenilor pentru eventualele inconveniente ce s-ar putea produce în trafic în perioada care urmează, însă promite că în cel mai scurt timp posibil șoferii nu vor mai fi nevoiți să piardă minute prețioase la intersecțiile din acea zonă.